Emisiunea realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat o rețea națională de specialiști dedicați luptei împotriva violenței și sprijinirii victimelor infracțiunilor. Potrivit ministrului Alexei Buzu, evenimentul a marcat un pas important în consolidarea eforturilor Moldovei de a oferi asistență și protecție victimelor, subliniind angajamentul guvernului față de această cauză. În cadrul evenimentului de lansare, Alexei Buzu a subliniat importanța investițiilor în prima linie a luptei împotriva violenței. Noi nu o să avem progrese, inclusiv în domeniul combaterii, prevenirii violenței și în domeniul reabilitării victimelor infracțiunilor, atât timp cât noi nu avem acele investiții în prima linie. Și, spre exemplu, noi când spunem investiții în prima linie, asta încercăm să facem. Noi, în 2024, comparativ cu 2023, avem peste 60 de specialiste în domeniul prevenirii și combaterii violenței și reabilitării victimelor. Deci, noi am restructurat așa sistemul ca să dedicăm resurse umane care se preocupe de această problemă extrem de complicată. Rețeaua națională de specialiști va fi formată din profesioniști din cadrul structurilor de asistență socială din toată țara. Aceștia vor beneficia de programe de instruire și formare continuă, precum și de un sistem informațional modern bazat pe managementul de caz. Noi urmează să introducem și un sistem informațional bazat pe managementul de caz, în care atât pe cazurile de violență, cât și pe cazurile de reabilitare a victimelor infracțiunilor, o să putem să urmărim ce se întâmplă, care este reacția noastră, ce intervenții trebuie să facem, care sunt nevoile acelor persoane și cât de mult noi ne apropiem în a le aborda. Damian Fressel, directorul de programe a Organizației Internaționale pentru Migrație, a evidențiat angajamentul OIM de a sprijini Guvernul Republicii Moldova în lupta împotriva traficului de persoane și a violenței. OIM profită de această ocazie pentru a vă mulțumi tuturor, dragi colegi, pentru munca, daruria și curajul dumneavoastră de a vă asuma aceste misiuni. Vă dorim succes în activitatea dumneavoastră și dorim să vă asigurăm că OIM va continua să lucreze în continuare pentru a sprijini și a promova drepturile grupurilor cele mai vulnerabile. Totodată, potrivit datelor prezentate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în acest an, pe lângă faptul că s-a creat Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva femeilor și a violenței în familie, au fost create 45 de poziții noi de profesioniști și profesioniste care se vor preocupa exclusiv de această problemă. Noțiunea de femicid, care reprezintă cea mai gravă formă de violență împotriva femeilor, se introduce în legislația Republicii Moldova. Acest lucru este prevăzut în proiectul de modificare a legii cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie, care a fost votat de Parlament în prima lectură. Inițiativa legislativă aparține vicepreședintei Parlamentului Doina German și este elaborată în colaborare cu Centrul de Drept al Femeilor. Acest proiect de lege a prins contur în cadrul audierilor publice care au avut loc în Parlamentul Republicii Moldova în urma cazului tragic soldat cu omorul unei femei victime, o femeie însărcinată în luna a șasea, a fost răpită, a fost bătută, torturată, violată, omorâtă și apoi aruncată într-o pădure. Asta s-a întâmplat la doar 30 de kilometri de Chișinău. Asta continuă să se întâmple în anul 2024 în Republica Moldova. Femeile suferă în violență, de aceea noi, ca legiuitori, trebuie să facem tot posibilul ca să prevenim,
și să combatem acest fenomen care a devenit o tragedie națională pentru noi. În anii 2016-2023, în Republica Moldova au fost ucise 110 femei din cauza violenței în familie, a anunțat parlamentara Larisa Novac. Analiza separată a cazurilor de femicid este determinată de faptul că femicidul diferă de alte crime pornind de la câteva criterii. În majoritatea cazurilor, actele de femicid sunt comise de actualii sau foștii parteneri de viață. Actele de femicid sunt precedate de violența continuă în familie, amenințări, intimidare, violență sexuală. Actele de femicid sunt caracterizate prin raportul inegal de forță și resurse al victimei și partenerilor lor. Tocmai de aceea este nevoie să introducem noțiunea de femicid în legislația națională ca fiind cea mai gravă formă de violență împotriva femeilor. Totodată au fost modificate și noțiunile de violență psihologică, victimă copil și victimă adult. În lege sunt introduse și trei principii de bază: principiul respectării demnității umane, principiul respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și principiul celerității. Conform datelor statistice, în 2022 în întreaga lume peste 89.000 de femei au fost omorâte din motive de gen, iar 48.800 dintre ele au fost victime ale soților sau partenerilor. Activitatea psihologilor din Republica Moldova va fi mai bine reglementată. Ei nu vor putea profesa dacă nu primesc un atestat de liberă practică de la Colegiul Național al Psihologilor. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat în Parlament. Motivul invocat de autorii proiectului este faptul că în ultimii ani în Republica Moldova au apărut mulți așa ziși psihologi care nu dețin studii de specialitate. Oamenii întâlniți pe străzile capitalei spun că este un proiect binevenit, deoarece sunt mulți așa ziși psihologi care fac mai mult rău decât bine oamenilor care într-adevăr au nevoie de ajutorul specialiștilor. Da, desigur, pentru că toți încearcă să facă bani spunând două cuvinte citite din cărți. Asta nu e corect, după părerea mea. Cred că e o idee binevenită. De ce? Păi fiindcă dacă oricare poate să declare psiholog, dar dacă nu are studiile cuvenite, să nu fie un fel de escroci. Și că oamenii scad în capcană, spunem așa, așa că ideea e bună. Eu cred că este binevenit pentru că au apărut psihologi cu două săptămâni de perfecționare și o joacă psihologi și am auzit chiar și multe cazuri care nu au dus la sfârșit, la un final, da. Și sunt de acord că ar trebui să fie un concurs cu diplome, cu studii în spate, cu universități, ca să fie specialiști de calitate. Alții chiar au avut de suferit din cauza celor care pretindeau a fi psihologi. Numai decât trebuie să treacă o comisie. Da. Da. Nu, eu am avut un caz foarte special, că, iată, de exemplu, fata mea când s-a dus în prima, la școală, în clasa întâia, deci profesorul adânsa a fost un fost psiholog. Păi acest psiholog a făcut așa că toți copiii s-au făcut nervoși, s-au făcut, ea striga la dânsă, adică eu am fost nevoită în vacanța de iarnă să transfer pe fata mea în altă clasă, fiindcă psiholog nu făcea parte, adică nu făcea față copiilor. Da, da. Iată așa, de atâta eu cred că numai decât trebuie să treacă. Specialiștii în domeniu susțin inițiativa legislativă și spun că profesia de psiholog trebuie de tratat corect, pentru că ea poate salva vieți, dar deopotrivă le poate ruina dacă cei care prestează servicii psihologice nu au studii aprofundate. Psihologul Natalia Sârbu-Rotaru a subliniat că mai întâi de toate viitorii psihologi trebuie să aibă studii superioare plus masteratul, apoi să urmeze cursurile de perfecționare. E foarte corect de muncă, de să aibă lucruri, deoarece sunt foarte mulți psihologi care practică, dar nu sunt psihologi. Au făcut careva cursuri și cu asta s-a terminat. Trebuie să aibă studii de psihologie, pentru că cursurile de perfecționare care sunt, ele nu sunt să învețe bazele formării psihicului și așa mai departe. Trebuie să aibă licență și masterat în psihologie, după care să poată să înțeleagă accentul schimbărilor potențiale clientului, pentru că majoritatea celor care duc la cursuri, ei învață strategii, dar nu înțeleg procesul din interior. Deci, dacă ei nu o să învețe bază psihologiei, mai departe o să fie mai mult barbaraie în cazul consultațiilor. Schimbarea are loc în tempo diferențiat de la om la om, în dependență de mulți factori.
Potrivit proiectului de lege, psihologii cu drept de liberă practică își pot stabili tarifele pentru servicii în baza unui plafon aprobat de Consiliul Național al Psihologilor, iar în cazul în care vor comite abateri, vor fi sancționați. Proiectul de lege urmează a fi dezbătut și votat în Parlament. Un examen desfășurat corect înseamnă o imagine obiectivă cu privire la calitatea serviciilor oferite de sistemul nostru educațional. O spune ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun în contextul prezentării rezultatelor monitorizării examenelor de absolvire a clasei a noua în 8 raioane ale țării. Potrivit șefului de la Educație, evaluarea a scos la iveală mai multe carențe ale sistemului, ceea ce face imperativ necesară evaluarea corectă a elevilor. Un examen desfășurat corect înseamnă și o posibilitate de a avea o imagine obiectivă cu privire la calitatea educației oferite de sistemul nostru educațional. Este un reper și pentru Ministerul Educației și pentru direcții, pentru a putea să înțelegem unde este nevoie să intervenim și să facem mai mult pentru ca să ajutăm fiecare copil. Este și un indicator pentru părinți, pentru a putea să înțeleagă în ce măsură instituția de învățământ în care își fac studiile copiii acestora corespund sau nu standardelor și așteptărilor părinților. În context, ministrul a prezentat și datele obținute în urma monitorizării externe a examenelor și reevaluării centralizate a testelor. Să începem cu Cimișlia, care tradițional avea o rată de promovabilitate de 100%, în condițiile în care s-au reevaluat doar 30% din lucrări, dar trebuie să recunoaștem că și direcția Cimișlia a făcut un efort de evaluare mai corect în acest an, rata de promovabilitate a scăzut la 64%. Deci avem 37% din toți elevii de clasa nouă din Cimișlia care nu au putut susține examenul de matematică. Asta vorbește despre faptul că examenul în ansamblu nu reflectă pe bune competențele și cunoștințele elevilor și ascunde realitatea, iar în acest proces de ascundere a realității participă întreg sistemul educațional, mimând în esență calitatea. De asemenea, conform datelor în Cantemir, rata de promovabilitate a scăzut de la 97% la 68%, Drochia de la 100% la 73%, Șoldănești de la 100% la 78%, iar la Cahul de la 100% la 80%. În context, Dan Perciun a menționat că ministerul a luat act de carențele existente în sistem, iar începând de anul viitor vor fi introduse noi reguli de desfășurare a examenelor, totodată fiind pus accentul și pe formarea profesională a cadrelor didactice. O să aplicăm în esență aceleași reguli la clasa nouă pe care le aplicăm și la bacalaureat, cu excepția camerelor de luat vederi, deci nu o să introducem camere anul viitor, vreau asta să subliniez, dar vom avea centre de desfășurare a examenului, vom avea monitorizare externă și vom avea evaluarea centralizată a lucrărilor. În același timp, urmează formări pentru cadrele didactice. O să reorientăm programele noastre de formare continuă spre creșterea calității predării nemijlocit a disciplinelor, în așa fel încât să ne asigurăm că putem explica copiilor suficient de clar materia școlară. Astfel, în perioada 19-22 august va fi organizată o sesiune suplimentară a examenelor de promovare a gimnaziului. În același timp, anul viitor, în cadrul unui proiect implementat cu suportul Băncii Mondiale, peste 6.000 de copii din familii defavorizate vor beneficia gratuit de ore suplimentare la matematică. Printre cei 600 de copii care se aflau la tratament în momentul atacului asupra spitalului Ohmadit din Kiev, se numără și copii din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de către viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, după o vizită efectuată în capitala Ucrainei. Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, viceprim-ministra pentru integrare europeană anunță că în momentul în care a fost atacat spitalul din Kiev, printre pacienți se aflau mai mulți copii din Republica Moldova. Unul dintre aceștia, în momentul bombardamentului, s-ar fi aflat pe masa de operații. În prezent, copilul se află în grija medicilor. Fiind la Kiev, a mers la locul unde statul agresor a ucis 10 de oameni și a rănit sute de copii, părinți și medici, de facto a lovit în inima societății ucrainene. Am adus un omagiu tuturor victimelor nevinovate. Atrocitățile asupra tuturor ucrainenilor trebuie să se oprească, iar crimele de război trebuie judecate.
a scris Cristina Gherasimov. În dimineața de 8 iulie, în mai multe regiuni ale Ucrainei au fost auzite explozii. Pe întreg teritoriul țării a fost declarată alerta aeriană. Dronele lansate au lovit unul dintre sediile celui mai mare centru medical pentru copii din Ucraina. Zeci de persoane au fost ucise. Într-o reacție, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a spus că Rusia trebuie să răspundă pentru toate crimele sale. Liderul de la Kiev a confirmat numeroasele decese și a menționat că lichidarea consecințelor de la spitalul de copii Ohmatit continuă. Admiterea la studiile superioare în acest an va fi desfășurată doar online. Platforma e-admitere a fost prezentată de Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Astfel, dosarele vor putea fi depuse online începând cu 22 iulie, când este dat startul procesului de admitere la universități. Ce înseamnă depunerea online? Înseamnă că studentul, viitorul student, absolventul, poate de la calculator, de la el de acasă, să-și depună dosarul la universitățile unde vrea să-și facă studiul, fără să fie obligat să deplaseze fizic nemijlocit la această etapă inițială la universitate. Potrivit Ministrului Educației, candidații vor putea selecta cel mult 3 universități. Este important să reținem că în acest an candidații pot alege cel mult 3 universități la care să depună dosarul, iar la fiecare dintre ele pot alege cel mult 3 specialități. De asta este foarte important să facem o decizie asumată, să ne informăm cu privire la oferta educațională și să ne orientăm profesional în așa fel încât să evităm situațiile când aplicăm și la medicină, și la fizică, și la filozofie, și la geografie, și la științele educației. Rugămintea noastră este să existe un efort de documentare în așa fel încât decizia cu privire la universitățile și specialitățile care sunt alese să fie una asumată. Candidații la studii de licență vor putea depune dosarele pe platforma e-admitere.gov.md în 2 tururi, 22 și 31 iulie, în sesiunea de bază și 10-14 august în sesiunea suplimentară. Rezultatele intermediare vor fi anunțate în data de 2 august și 16 august. Ulterior, candidații care au fost admiși de instituțiile de învățământ la una sau mai multe specialități vor face alegerea și vor depune dosarele în original la universitatea unde vor să-și facă studiile. Rezultatele finale vor fi făcute pe 9 august, în sesiunea de bază și pe 20 august în sesiunea suplimentară. Aproape 70.000 de cereri au fost înregistrate pe platforma eșcoală.chisinau.md în prima etapă de înscriere a elevilor în treapta liceală. Informațiile au fost prezentate de șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi, la ședința operativă a Serviciilor Primăriei Capitalei. Potrivit lui Andrei Pavaloi, pentru anul de studii 2024-2025 au fost planificate 219 clase, 97 de instituții de învățământ din capitală, ceea ce înseamnă că peste 5.200 de elevi ar urma să fie admiși în treapta liceală. Elevii au avut posibilitatea să depună dosarele pe platforma eșcoala.chisinau.md și menționez că acest lucru s-a făcut pentru 3 instituții sau elevul a avut posibilitatea să depună la 3 instituții concomitent. La fel vreau să menționez faptul că regulamentar pot participa în cadrul concursului doar elevii care au obținut o medie de absolvire a gimnaziului nu mai mică de nota 6. La fel urmează etapa a doua pentru înmatricularea în instituțiile liceale în limita locurilor disponibile, începând cu data de 1 până în data de 4 august, iar elevii vor depune la fel dosarele pe platforma eșcoala.chisinau.md. De asemenea, Andrei Pavaloi a anunțat că ieri a debutat sesiunea suplimentară de bacalaureat la care s-au înscris peste 2000 de candidați, 457 fiind din instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău. Rezultatele vor fi afișate pe data de 29 iulie, după rezolvarea contestațiilor. O organizație neguvernamentală din Republica Moldova promovează antreprenoriatul social, sprijinind dezvoltarea afacerilor mici prin inițiative inovative și traininguri specializate. Recent a fost lansată o campanie ce încurajează inițiativele economice sustenabile și incluziunea socială în comunitățile vulnerabile. Ludmila Malcoci, directoarea executivă a Keystone Moldova, invitată la salutare națiunea, a vorbit despre diferența dintre antreprenoriat și antreprenoriatul social. Antreprenoriatul social, unica deosebire, să spunem așa, de antreprenoriat, este faptul că tot profitul, deci pe care îl obțin antreprenorii sociali, îl investesc în comunitate. Deci antreprenoriat social, de atât așa ați văzut, deci
mesajul campaniei noastre este adresat comunității, pentru că sursele financiare care provin din antreprenoriat social pot fi utilizate la soluționarea multor probleme comunitare, probleme sociale, probleme care țin de grupurile vulnerabile și așa mai departe. O altă latură a antreprenoriatului social e că întreprinderile de inserție pot fi dezvoltate în cadrul întreprinderilor economice și ONG-urilor. Obiectivul lor este ca 30% din angajați fie din mediul persoanelor vulnerabile, în special vorbim despre tineri neangajați în câmpul muncii, vorbim despre persoane cu dizabilități, vorbim despre femei neangajate în câmpul muncii, în special după concediu de maternitate și așa mai departe. Întreprinderile sociale din Republica Moldova nu beneficiază de facilități fiscale, a afirmat Ludmila Malcuci. Asta este una din problemele de bază cu care ne confruntăm acum și care încercăm într-un fel să promovăm schimbarea legislației. De atât așa am zis că în cazul întreprinderilor sociale avem nevoie de o lege separată, lege care să pună accentul pe misiunea socială și valoarea antreprenoriatului social, așa cum este în alte țări din Europa. Keystone Moldova a împlinit recent 20 de ani de activitate, timp în care a susținut înființarea spălătoriilor și cantinelor sociale, integrarea persoanelor cu dizabilități, sprijinirea comunităților moldovenești, îngăzduirea refugiaților ucraineni. Suntem mândri de fiecare parteneriat construit, de fiecare comunitate susținută și de fiecare persoană ajutată să-și reconstruiască viitorul, a afirmat Ludmila Malcuci. Arcașii Dan Olaru și Alexandra Mârca vor purta drapelul Republicii Moldova la Jocurile Olimpice de la Paris. O decizie în acest sens a fost luată la data de 15 iulie de Comitetul Național Olimpic și Sportiv de la Chișinău. Simbolul de stat al Republicii Moldova a fost înmânat sportivilor în cadrul unei ceremonii festive de către președinta Maia Sandu. Se invită Dan Olaru și Alexandra Mârca. Port drapelul Republicii Moldova la Jocurile Olimpice de la Paris. Acest drapel nu este doar un simbol al națiunii noastre, este și o reprezentare a speranțelor concetățenilor noștri, este un simbol al unității, al curajului și al spiritului de neînfrânt al poporului nostru. Prin voi, Moldova va fi prezentă la această competiție globală, iar drapelul nostru va flutura acolo cu mândrie datorită efortului și talentului dumneavoastră. La rândul său, sportivii i-au promis solemn că vor depune toate eforturile pentru a îndreptăți așteptările zecilor de mii de oameni care speră să-i vadă pe cele mai înalte trepte a podiumului. Este o onoare imensă să reprezentăm și să ducem drapelul la Jocurile Olimpice de la Paris. Promitem că la Paris vom purta drapelul nostru cu mândrie și determinare. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a arăta întregii lumi că Moldova este o țară de oameni talentați și pasionați. Vă mulțumesc din suflet pentru încrederea pe care ați acordat-o. Vom merge împreună cu capul spus sus spre Paris pentru a scrie o nouă istorie în sportul moldovenesc. În cadrul evenimentului, președintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv, Nicolae Juravski, a declarat că este încrezător că sportivii noștri vor da tot ce pot pentru a obține cele mai bune rezultate, deoarece o bună parte a lotului sunt sportivi veniți din toate colțurile țării și care au luptat mult pentru a ajunge la performanțele pe care le au. Sportivii deja sunt toți cu mentalitatea, cu mintea, cu aspirația acolo. Toți sunt programați, practic, deja pe concursul propriu-zis olimpic. Și că aici, practic, majoritatea sportivilor sunt de la țară. Practic, sunt cei care au venit și au creat acest rezultat prin greutăți, prin nevoie, prin diferite cazuri și e dublă mândrie că avem posibilitatea ca acești frumoși sportivi să reprezinte țara la Jocurile Olimpice. Lotul olimpic al Republicii Moldova este format din 26 de sportivi care vor evolua la 10 discipline sportive, inclusiv în premieră la echitație. Aceștia au în palmares 11 titluri de campioni europeni și 9 titluri de campioni mondiali. Delegația moldovenească, potrivit lui Nicolae Juravski, va fi compusă din 70 de persoane. Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimon și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!
Emisiune realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.